Pe când în Vechiul Testament erau doar jertfele de animale și sângele de animal nu putea niciodată să șteargă cu adevărat păcatele oamenilor din acea vreme. De aceea Dumnezeu nu și-a putut arăta dragostea pe care întotdeauna a avut-o față de oameni decât atunci când l-a trimis pe Iisus Hristos. Și de aceea pare un Dumnezeu mai dur sub Vechiul Legământ decât sub cel nou. Dacă sub Vechiul Legământ credincioșii trebuiau să împlinească toate cele 613 legi, astăzi sub Noul Legământ există doar o singură poruncă: să crezi în Iisus Hristos. Acesta e singurul lucru necesar să-l facă un om pentru a avea viață veșnică.